A flower of police Constanța. A good day. Where are you from? Odessa, Ukraine. How is now in Odessa? It's quiet, but people are very afraid. I'm fine. Where are you going? Bulgaria. Ah, you are going to Bulgaria? Yes. Nice. We are afraid and we want to save our children and ourselves. Gestul polițiștilor constanțeni a reușit să le aducă zâmbetul pe buze refugiatelor din Ucraina, în ciuda greutăților din ultima perioadă și a situației crunte în care se află. Femeile au fost nevoite să-și ia copiii și să fugă din calea bombardamentelor. Au lăsat în urmă tot ce au construit, agonisit, dar și pe cei dragi, știind că s-ar putea să nu mai găsească nimic peste o perioadă. Bărbații au rămas să-și apere țara. Caterina este din Odessa, și-a luat mama și copilul și a fugit din calea războiului. Nu-și poate stăpâni lacrimile când povestește ce se întâmplă în țara ei. It's this moment, I suppose it's calm, but there are a lot of explosions and a lot of my friends and my colleagues, families getting together. I mean, women with kids, they're taking one car and go to Moldova, to Ukraine, sorry, to Bulgaria. Thank you very much, Romania, thank you. Where are you from? From Ukraine, from Odessa. We're going to Constanța to spend this several weeks until it gets safer. Hope so. We really want to get back home. Femeile primesc florile cu ochii în lacrimi și spun că cel mai frumos cadou ar fi pacea. Când vorbesc despre România și despre solidaritatea românilor, se emoționează. I want to say this very big thank you for Roman people, because these people so very opening for us. I never think before that these people do for us so much, too much. Oamenii legii au împărțit flori și celorlalte șoferițe aflate în trafic.